Hei, hei! Salutare, băi! Salutare, salutare după ceva timp de când n-am mai postat chestii pe canalul de YouTube. Am decis să iau o pauză așa, cam de la orice. Bă, aștept să vă sunt astăzi în sfârșit și eu pe unul dintre pilonii de la Vărbu-Mazăra. Bă, acum, după de care va fața că am urcat aici, asta e, poate mă caută să-mi dea vreo amendă. Bă, frate, curiozitatea, ce să fac și eu? M-am împins să vin până aici. Așa ceva, altcineva îmi spunea viațile trecută că pur și simplu erau fundate pârile acelea de scurgere și a stat în apă până la glezne, până a reușit să curețe pe aici, să desfundă gurile și să lase apa să curgă. Bă, dacă urcați în astfel de locuri, ok, nu zice nimeni, beți o bere de bucurie, de ce vreți voi, dar mă, mai strângeți, știți, mai aruncați-le și acasă sau la primul coș de gunoi pe care îl vedeți în momentul în care coborâți. Mai mă bucur un pic de priveliște, nu stau să-mi beau cafeaua, nici să-mi fumez țigara, pentru că mi-am băut energizantul acasă, deci nu mai este nevoie să mai beau și aici. Și după aceea, încetuc așa, trebuie să mă îndrept către locul de muncă, pentru că astăzi e sâmbătă, iar eu sâmbăta sunt de serviciu în mod normal. Dar de dimineață când am primit mesajul de la acea cunoștință care a fost pe aici de super multe ori, băi, n-am mai putut să stau pe loc și am zis, dă-l naibii de somn, de data asta o să-l sacrific. Ce să zic, prietenul meu nu știe exact unde am venit. I-am spus, băi, mă duc la gara Basarab, într-un loc unde am auzit că se poate intra cumva de data asta. Nu pot să spun ție exact care. Bă, o să vezi acum filmare mai rar pe YouTube. De fapt, știu, m-am urcat de una singură fix pe pilonul de la Basarab. Da, acum poți să mă înjuri acasă cât vrei. Da. Cam pe aici am urcat și tot pe aici am să și cobor. Bă, ce să zic? E frumos, dar dacă ar fi și curat, ar fi mult mult mai ok, da, totuși, hai. Bă, hai să mă bucur și eu de peisaj, fac câteva poze și după aceea spre serviciu. Pa, pa!